Haideți să vă arăt cum facem desertul copilăriei, foi de napolitană cu cremă de caramel și nucă. Într-o oală am pus 300 de grame de zahăr. Vom folosi și 100 de grame de nuci pe care le vom zdrobi cu un ciocan de șnițele, le-am pus într-un bol. Între timp ne vom ocupa de caramel, aceasta este consistența de care avem nevoie. Adăugăm 100 de ml de apă. Trebuie să aveți grijă să nu vă sară pe mâini acest caramel. Adăugăm și 100 de grame de unt. Amestecăm totul bine. După ce untul s-a topit, îl vom lua de pe foc și lăsăm puțin să răcească. Într-un bol am pus 3 ouă, puțină sare, le vom bate foarte bine și începem să le adăugăm peste caramel. Amestecăm continuu, adăugăm și nuca și vom pune oala din nou pe foc. Trebuie să amestecați continuu să nu se prindă. După ce am luat oala de pe foc și crema noastră s-a îngroșat, am adăugat și 100 de grame de nuci măcinate. Am umplut 5 foi, după cum vedeți așa arată, le-am ținut la frigider peste noapte. Este o rețetă foarte simplă și cu siguranță vă aduce aminte de copilărie. Chiar vă recomand să o încercați de sărbători. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Îți mulțumesc!